Cam ce gen de energie plutesc în jurul nativilor leu? Și ei nu se pot plânge că se plictisesc cu atâtea planete în berbec. Iată provocări săptămâna următoare. Și nici cu nodul nord În semn, în sigur. semnul lor până în noiembrie nu se plictisesc deloc, tot încearcă să se reinventeze și să se redefinească. A venit momentul în care orice ține de munca lor intră în zodia aceasta a remanierii, pentru că cele planetele din casa 6-a, din Capricorn, sunt cele care îi îndeamnă pe lei să privească cu foarte mare seriozitate munca lor, responsabilitățile lor, lucrurile pe care le au de făcut, de dinamizat, de înțeles în acest domeniu, care pe ei oricum îi preocupă de foarte multă vreme cu Pluton acolo de câțiva ani buni. Pentru lei este din nou un moment în care nu știu exact ce să facă. Pe de o parte văd muntele de lucruri pe care le-au de rezolvat, pe de cealaltă parte planetele din casa nouă îi cam face să-și facă bagajele și să plece undeva, să plece într-o călătorie, să se elibereze de tot și toate, să-și lărgească cumva orizonturile, ori la propriu, ori la figurat, pentru că în momentul acesta le este greu să stea locului. Își doresc acțiune, își doresc să își îmbogățească și îmbunătățească cumva felul în care privesc viața, principiile de viață. Parcă totul stă să fie remaniat în viața lor. Dar, din nou, planetele din casa 6-a sunt cele care le spun leilor că au anumite responsabilități, au anumite lucruri pe care le-au de rezolvat. Trebuie să-și asume inclusiv responsabilitatea pentru propria lor sănătate. Să nu uităm că casa 6-a ține de sănătate, iar dacă lei își doresc să intre într-o perioadă de cură, de detoxifiere, o perioadă în care să-și controleze mai bine starea de sănătate, o pot face acum cât Saturn este acolo, pentru că probabil că deja cumva ei se simt Ordonarea provocați, vieții, da, exact, înțeleg. și au nevoie de o direcție și în ceea ce privește propriul lor corp, pentru care, iată, e momentul să Deci trebuie să se vină o ocupe puțin de preocupare. sănătate, Exact, pentru Valeriu. că este Da. posibil să se simtă vulnerabil în această Și de perioadă. vitalizat, sigur. Starea de sănătate Și cu moartea acum aici. este direct proporțională cu gradul lor de revoltă, De revoltă, de pentru agitație, că de ei pasiune. sunt destul Da. de reprimați în Pătimași. această perioadă Da. și să nu uităm că, în conformitate cu ce spun cărțile de astrologie despre casa noua, lei au un fel de dor de ducă, sau altfel spus, le vine să-și acâmpi, dar noroc că n-au unde să se ducă, pentru că sunt într-adevăr foarte constrânși de responsabilitățile și obligațiile atât profesionale cât și cele care țin de implicarea în oamenii care depind de ei, indiferent că este vorba despre copii sau de părinți. Este o săptămână în care lei și-ar dori să ia mult mai multe decizii decât se poate și Sau chiar trebuie să. s-ar putea să devină chiar ușor negativiști sau pesimiști, pentru că ei trăiesc puțin la un nivel idealist și cum își pun problema cum ar fi fost dacă lucrurile ar fi stat altfel, de exemplu. Ce decizii ar fi putut lei să ia dacă n-ar fi fost copii atât de mici? Ce decizii ar fi luat lei și unde s-ar fi dus ei? Cum ar fi plecat ei în străinătate dacă nu era mama bătrână și bolnavă? Cum și-ar fi făcut ei bagajele și-ar fi vândut casa și s-ar fi mutat în alt oraș dacă nu era tata proprietarul casei în care locuiesc și așa mai departe. Lei trăiesc în foarte multe scenarii și se revoltă și spuneam că au niște trăiri interioare foarte puternice Obosiți de ceva, care îi da. obosesc și care pot să-i bage chiar într-un sindrom de burnout, pentru că ei pot să se epuizeze așa de tare încât să își Interior, slăbească funcțiile da. organismului. Și să nu uităm că zodia Capricornului aflate pe casa a șasea, a sănătății la lei, le indică posibile afecțiuni ale oaselor, risc de accidente, risc de lovire în orice parte a corpului, a scheletului, din accidente care pot să fie chiar stupide, să nu uităm că Mercur este retrograd și atunci nu este nevoie să cazi pe gheață, poți să îți rupi o mână, Să te Doamne lovești și în casă, ferește, da. căzând de pe scaun în casă.
Leii pot să aibă tot felul de incidente prin lovituri, prin arsuri, prin înțepături, din cauza acestei stări de furie interioară pe care nu reușesc să-și o stăpânească. Cu toate astea, există și o componentă destul de înțeleaptă a acestei săptămâni, pentru că Mercur retrograd chiar le este benefic, pentru că îi ajută să-și revizuiască gândurile. Ei devin mai ascultători și este o săptămână foarte bună în care leii să ceară sfaturi. Revenim cu concluzii pentru nativile. Am revenit. Să continuăm, Valeriu, vorbeam despre veștile pe care le dăm leilor zilele acestea. Veștile erau mai degrabă avertismente în ceea ce privește nevoia lor de a se detensiona și de a accepta lucrurile așa cum sunt. Pentru că leii, dacă nu acceptă rutina și nu fac cu plăcere ceea ce fac, riscă să se dezechilibreze. Am înțeles că este o perioadă în care leilor le este foarte greu să accepte că nu plăcerea este pe primul loc. Ei fac ce trebuie în această perioadă și datoria este mai presus de orice. Altfel, dacă sunt anumite acțiuni care nu se întâmplă în viața leilor, poate ei trebuie să accepte că încă nu este timpul. De asemenea, leii poate ar fi bine să-și regândească puțin anumite decizii de viață și să considere că multe lucruri care nu le ies acum sau nu ies acum după cum vor ei sunt de fapt spre protecția lor, pentru că există un fel de protecție astrală cu o casă nu atât de activă prin care leilor nu li se întâmplă ceea ce pe termen lung ar putea să le dăuneze. Da, foarte, foarte interesant. În orice caz, și lei au nevoie de o planificare corectă a următoarelor momente cu nodul nord în semnul lor, pentru că strategia este foarte importantă în acest moment. Și pentru lei care sunt bine pregătiți profesional, cu siguranță vor rezolva absolut toate problemele. Trebuie să privească lucrurile într-adevăr obiectiv și să caute o organizare cât mai bună și, exact cum spuneați, mare atenție pe sănătate, pentru că acolo este o oarecare devitalizare acum și cu martele acesta, Saturn, Pluto, un consum interior și nervos destul de puternic și agitație pe care ei se pare că trebuie totuși să o țină în frâu. Să mergem mai departe, Vanda, să vedem.